Aș vrea să vă aduc aminte, așa, pentru a pune lucrurile corect în lumină, da? Pentru că am văzut tot felul de apariții în presă cu tot felul de interpretări. Tot ce s-a discutat acum o săptămână în ședința de comisie și în ședința de plen a fost despre iluminatul de sărbători, da? Ne-am oprit asupra acelei sume care ni s-a părut exorbitante, care în continuare ni se pare foarte mare. Și nu s-a mai discutat de restul contractului, respectiv de delegarea contractului de iluminat public. Ca atare, noi, pentru că am avut acea nemulțumire și am văzut că nu se concretizează, ne-am abținut, vă aduceți aminte foarte bine, sau a fost chiar unul sau două voturi împotrivă, și n-a trecut acel proiect. Mie mi se pare corect să se facă ceea ce s-a făcut acum o jumătate de oră la comisie. L-a rugat pe domnul Armean să vină să ne prezinte în ultimii 4 ani sumele care s-au cheltuit pentru iluminatul de sărbători în orașul Alba Iulia. Și am aflat niște sume care, vi le spun și dumneavoastră, sigur cu aproximările de rigoare. În 2008 cheltuim 11 miliarde plus TVA. Da? În 2009 cheltuim 5 miliarde 700, vorbesc în bani, în lei, în lei, da? În bani vechi. 5 miliarde 700 plus TVA. În 2010, 2 miliarde 800 plus TVA. În 2011, 1 miliard 950 de mii plus TVA. Sigur că sumele au scăzut, dar în continuare consider că sunt foarte, foarte mari pentru acest obiectiv. Ne-am uitat foarte bine în caietul de adică în contract, spune foarte clar la unul din puncte că se va cheltui suma de până într-un milion de lei pe plus TVA în 10 ani. În 10 ani. Sigur că în medie ar ieși 100 de mii de euro pe an. Dar vin încă o dată și atrag atenția. În condițiile în care bugetul primăriei este cum este, în condițiile în care se întârzie la plăți, eu zic în felul următor, să fim foarte, foarte atenți cu drămuirea acestor bani, cu aceste cheltuieli în acest an, urmând ca dacă vor veni ani mai buni în viitor, să putem să ne permitem cheltuieli mai mari pentru acest obiectiv iluminatul de sărbători. Repet încă o dată, toată discuția s-a purtat în jurul acestui subiect, nu în jurul subiectului iluminat public.